familie Colesniuc și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Împreună a venit și familia Dumitraș. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Invit poporul Domnului să se ridice în picioare și vom oficia. Puneți mâna ta peste el și dă-i putere
slujirea care l-ai așezat, dă-i multă înțelepciune, dă-i putere, dă-i autoritate și prin el, Doamne, modelează casa lui și modelează copiii din biserică. Știu că Tu le vei iubi, dacă sunt micirul de pâine în fiecare zi și harul Tău va fi peste ei, a Ta să fie împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Familia Polisniuc în seara aceasta adună la binecuvântare pe micuțul Filip și dorim ca Dumnezeu să lasă binecuvântarea peste micuțul Filip. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Filip. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Filip. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Filip. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zic Domnul. Amin. Amin. Stăpâne Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, stau înaintea Ta în seara aceasta, în fața bisericii Tale, Doamne, cu micuțul Filip. El în seara aceasta este adus pentru prima dată în casa de rugăciune, Doamne, și fiind pare nevoie de binecuvântarea Ta, Doamne. Te rog frumos în seara aceasta, întinde-ți brațul Tu peste Filip, Doamne, și lasă Ta binecuvântare să fie peste el, Doamne. Dumnezeule mare, binecuvintează, Doamne, Dumnezeu, copilașul acesta cu creștere normală, Doamne. Binecuvintează, Doamne, cu sănătate, Doamne. Binecuvintează-L cu înțelepciune, Doamne. Binecuvintează, Doamne, Dumnezeule, mădularele lui se dezvolte armonios, Doamne. Te rog, Doamne, Dumnezeule, să-L ferești de foc, de cutremure de apă, Doamne. Păstrește de orice plan în vrăjmașului, Doamne. Fă să-L vineze fața Ta peste El, Doamne. Și binecuvintează-i sufletului, Duhului și trupușorului, Doamne, să fie păstrate întregi până în ziua lumii Tale, Doamne. Dumnezeule mare, binecuvintează cu binecuvântările cerului și ale pământului, Doamne. Mâna Ta binecuvântată să urmărească în viața de zi cu zi, Doamne. Să fie ocrotit de Tine, Doamne. Să fie păzit de Tine, Doamne. Și mâna Ta puternică să fie peste el, Doamne. Când va merge la școală, Doamne. Când va merge la grădiniță, Doamne. Să-i dai o înțelepciune deosebită, Doamne. Să fie cap și nu coadă, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeu, răpâinea să nu-i lipsească, Doamne. Îngrijește-te Tu pe tot ceea ce are necesar Filip, Doamne. Și să lași, Doamne, să fie o binecuvântare pentru familia Polisniuc, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, lasă-mă binecuvântare peste întreaga familie, Doamne. Când va crește mare, Doamne, te rog să-L ajungi, Doamne, să te aleagă pe Tine, Doamne. Să poată, Doamne, dacă va mai fi lume pe pământul acesta, să încheie legământ cu Tine, Doamne. Să-L botez cu Duhul Sfânt, Doamne. Te rog frumos, Stăpâne Tată, binecuvântare care în seara aceasta e dată lui Filip, Doamne, să-L urmărească toată viața, Doamne. Și atunci când vor fi anturaje grele și rele jurul lui, Doamne, păsește, Doamne, ocrotește, Doamne, să fie un copil al Tău și o bucurie pentru familie, Doamne. Îți mulțumesc că l-ai binecuvântat pe Filip, Doamne. Mă rog pentru mama, că l-a adus în existență. Doamne Dumnezeu, te rog, iartă-o. Te-a trisat, Doamne. Te rog să-i dai iertare, Doamne. O urmați urme de durere în urma nașterii. Te rog, lasă vindecare, Doamne. Lasă nevăduire, Doamne. Doamne, te rog să-i dai putere, să-i dai iertare și dragoste în creșterea copilașilor, Doamne. De putere ca împreună cu soțul ei, Doamne, să crească, Doamne, în dragoste, în supunere de cuvântul Tău, Doamne. Mă rog pentru Tatăl, te rog să-i dai putere de muncă, Doamne, să binecuvintezi munca lui, câștigul muncii lui, Doamne, să-i dai putere să fie un preot în casa lui, Doamne, ca împreună cu soția, Doamne, să crească copiii pentru slava și gloria numelui Tău, Doamne. Și în ziua în care Tu vei veni pe lor, să ții biserica Ta, Filip, împreună cu ceilalți, copii cu Simon, cu biserica Ta, să aibă parte de această răbire. Noi îți mulțumim, Doamne, și Te lăudăm în numele Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în această seară, Doamne, venim să-ți mulțumim că și Tu ai fost cu noi, Doamne. Da, mulțumim. Îți mulțumim că și ne-ai invitat pași în casa Ta, Dumnezeu, și am putut la parte, Doamne, Ta, Doamne. Venim în această seară, Dumnezeu, să-ți mulțumesc că și Tu ai fost acela care ne-ai binecuvântat, Doamne, până ajungi în casa Ta, Doamne.
Venim în această seară, Doamne, și îți mulțumesc pentru soția mea, Dumnezeule, căci Tu ai fost acela care ne-ai binecuvântat pe parcursul acestei lucrări, Doamne. Îți mulțumim că și ne-ai binecuvântat copilașul nostru, Doamne. Am adus în această seară, Doamne, pe brațul Tău de binecuvântare pe micuțul Simon, Doamne, a doua binecuvântare care Tu ne-ai dat, Dumnezeule. Și am primit-o ca o bucurie, Dumnezeule, ca o binecuvântare de partea Ta. Te rog ca Tu să-L ajuți binecuvântarea Ta peste El mai departe, Doamne, și în viața aceasta, Doamne, Te-L urmărească Dumnezeu până la sfârșitul vieții. Te rog, Tată, din cer, binecuvântează-ne ca părinți, Doamne, să putem să-L creștem, Doamne, în cuvântul Tău, Doamne, să întipărim cuvântul Tău în mintea Lui, Doamne, și când va crește mare, Doamne, să Te urmeze pe Tine, Tată, din cer. Te rog, binecuvântează mai departe biserica Ta, Doamne, poporul Tău, slujitorii Tăi, Doamne, dă-le putere mai departe, Doamne. Și lasă binecuvântarea Ta peste fiecare parte, Doamne. Noi îți mulțumim, Te binecuvântăm, Te slăbim, Tatăl din cerul de atunci, pe lumea de veci. Amin. Doamne Dumnezeu, este o gândină la cea de treia oară, Doamne Dumnezeu, la treia cuptare și la treia binecuvântare. Și așa cum cu Doamne, te iei recuvântat în cea de copilare, Doamne, și am văzut, Doamne, să te grijă de Doamne. Te rog frumos, Doamne, și pentru fiecare, să te gândiți. Tată, bună, noi ca părinți încercăm să facem tot posibil ca copiii noștri să ajungă în lumea Iisus și asta pe tine, dar după puterile noastre, dar trebuie frumos, Doamne, Tu să fii în alții să fie, Tu să fii în alții să fie, pentru tot restul vieții, Doamne Dumnezeu, să strângească pe tine. Vă mulțumesc că și noi ne-ai cântat, Doamne, cu tot ce avem nevoie, Dumnezeu, în numele Domnului Sfântului pe veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, rămânem ridicați în picioare și am vrea să...